Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul Profesoara de pian, semnat de James Y. Kelly, roman apărut în anul 2008 și l-am mai tradus la editura Humanitas. La începutul anilor 50 ai secolului trecut, tânăra Claire Pendleton, proaspăt căsătorită, se mută în Hong Kong împreună cu soțul său. Aici, femeia decide să-și găsească o ocupație și astfel ajunge să fie profesoara de pian a lui Lockett, fiica soților Chen, un cuplu de chinezi care fac parte din înalta societate. În casa acestora, Claire îl întâlnește pe Will Truesdale, șoferul familiei, care în scurt timp devine amantul ei. Will însă ascunde un secret, și anume existența unei alte femei în inima sa, Trudy Liang, și povestelor de dragoste care a avut loc cu mai bine de 10 ani în urmă. Acțiunea se împarte în două planuri, și anume anii 40 trecutul și anii 50 prezentul, narațiunea fiind relatată din perspectiva celor trei personaje, Claire, Will sau Trudy, fiecare personaj având de spus propria poveste. Elementul de legătură între trecut și prezent este Will, care evită să vorbească despre Trudy cu Claire, însă femeia ajunge să afle din diferite surse anumite detalii legate de relația lui Will cu Eurasiana. Personajele sunt interesante datorită contrastului dintre ele, dar și a diferenței în ceea ce privește mentalitatea lor. Claire este o femeie căsătorită mai mult din conveniență, care ajunge în Hong Kong și descoperă orașul de după cel de-al doilea război mondial și viața tumultoasă a acestuia. Trudy Liang este o eurasiană foarte frumoasă, cu un stil de viață destul de scandalos, sufletul tuturor petrecerilor din anii 40 ai secolului trecut și iubita ciudată a lui Will Truesdale. Will este un personaj care pare a fi un om diferit în ceea ce privește bărbatul din anii 40 și bărbatul din anii 50. În relația sa cu Trudy, Will este un bărbat care merge și el la petreceri, este foarte descurcăreț și optimist. Atunci când cititorul îl cunoaște pe Will în anii 50, când este într-o relație cu Claire, vede un om care este ursus, un om taciturn și un om care evită să vorbească despre viața sa. Profesoara de pian este un roman care pune în evidență un sentiment, și anume iubirea, și modul în care aceasta este percepută în funcție de trăirile pe care le are un om pe parcursul vieții sale. Prin intermediul acestui roman, cititorul are ocazia să afle și cum a fost afectat Hong Kongul de cel de-al doilea război mondial, văzând o imagine de ansamblu asupra orașului în anii 50, dar și în anii 40. Prin intermediul amintirilor lui Will și a lui Trudy, este arătat Hong Kongul din anii 40, felul în care a izbucnit războiul în această regiune, cum a fost invadat orașul de trupele japoneze și cum au fost tratați străinii britanici și nu numai de către armata japoneză. Este interesant modul în care Will, un britanic cu un anumit statut social în comunitatea respectivă, ajunge să se schimbe, iar viața lui și viața lui Trude la fel ajunge să ia alte dimensiuni și altă formă în funcție de evenimentele care au loc în Hong Kong. Romanul m-a captivat datorită modului în care se desfășoară acțiunea, iar planurile narrative se schimbă natural, fără să simt că pierd ceva, că pierd o idee sau că vocea naratorului se schimbă prea brusc. Mi-a plăcut faptul că s-a pus în evidență contrastul dintre societatea britanică stabilită în Hong Kong dinaintea celui de-al doilea război mondial și după, arătând astfel modul în care se poate schimba o comunitate în funcție de evenimentele importante care au loc în regiunea în care aceștia se află. Dacă vă pasionează literatura despre război, Asia din secolul trecut și relațiile amoroase care sunt foarte complicate, dar interesant de urmărit, Profesoara de pian este un roman care ar putea fi pe placul vostru. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă. Pa, pa!